O profesoară a fost filmată atunci când se juca la jocurile de noroc. Femeia a pierdut la păcănele câteva zeci de milioane, motiv pentru care înjura și a devenit violentă. Doamne, ai milă de mine, uite-mă, frate, 50-60 de milioane pe frate, 70! O profesoară din Berlad a fost filmată când juca la păcănele, în timp ce înjură și cere ajutor divinității pentru câștig. Conform spuselor sale, a pierdut 7.000 de lei. Astfel, ea a fost auzită când îi cere lui Dumnezeu să îi dea banii înapoi. Nici Maica Domnului nu a scăpat de rugăciunile ferbinți ale profesoarei care a jucat tot ce avea la păcănele. Totodată, ea se întreba cum va putea recupera banii pe care i-a pierdut și spunea că tremură de teamă, timp în care nu contenea să înjure, sperând că poate va primi ceva de la mașinuța de joc. Imaginile au fost postate pe Facebook, iar profesoara de biologie a fost criticată inclusiv de elevii ei. Filmulețul a ajuns în atenția inspectoratului școlar județean Vaslui și a conducerii școlii, unde aceasta predă, urmând ca zilele următoare, să fie convocată Comisia de Etică și Disciplină. Profesoara predă biologie la două școli din municipiul Bârlad.